Îndată ce vestea nașterii puiului de cangură a apărut în spațiul public, vizitatorii au și venit să-l vadă. Deopotrivă, copiii, dar și părinți sau bunici, au ajuns la grădina zoologică din Craiova, nerăbdător să-l cunoască pe micul mamifer. Este ceva nou pentru ea. Trebuie să vadă. La ce vă uitați? La cangur, că ni s-a zis că e cu puiul de cangur și să vadă și el. Și l-a văzut și e totul ok. Ai reușit să vezi puiul de cangur? Da. Da? Și ți-a plăcut? Da. Cât e de mic? Mulțumesc. Știi că femela are un puiuț în, da, în burtică? Da. Ai reușit să-l vezi? Da. Și cum arată? E foarte drăguț. Am venit să vizităm grădina zoologică știind că au adus noi vizitatori, să zic, sau cum să mă exprim, alte specii de animăluțe. Copiii sunt foarte fericiți că au văzut un cangur. E pentru prima oară, cred, când văd unul. Așa, le-am povestit câte ceva, că sunt originari din Australia, că au acolo un marsupiu, un puiuț, de care au mare grijă, care iese când e mult mai mare. Puiul de cangur a venit de puțin timp pe lume și va sta în marsupiul mamei până la vârsta de 7 luni. Deocamdată nu îi se cunoaște sexul, iar îngrijitorii au mare grijă de mamă. Cangurii sunt animale sensibile care au nevoie de liniște. Pentru noi este binevenit acest puișor, ne bucurăm din tot sufletul și îi acordăm cea mai mare atenție. Această specie a fost adusă în anul 2023, în luna martie, din Zooland Arad. E o specie erbivoră, mănâncă legume, fructe, cereale, iarbă, deci cam tot. S-a adaptat ușor aici? Foarte ușor. Am încercat să le oferim toate condițiile să fie cât mai aproape de habitatul lor. Reprezentanții grădinii zoologice vor lansa și un concurs pentru căutarea unui nume potrivit pentru pui. Asta, bineînțeles, când micul cangur nu va mai fi așa timid și va putea fi admirat de toată lumea.